Vă spun un singur lucru. Dacă stați și să vă uitați tot timpul și la noastră în comună sau în fiecare comună și la noastră în filială și la noi în filială la foștii, cum ar veni că acum suntem toți la un loc, nu sunt mai mulți decât cei consilieri activi, 4, 5, 6 sau 6, 7, 8 oameni care de la și de la vechiul PDL și vechiul PNL. Deci nu este o mare problemă să zic și la noi în alte comune am fost, v-am spus și invers. Încă la noastră aici foștii PDL să zic, cât discut așa ca să se înțeleagă. Aveți viceprimar și aveți un număr de consilieri consistent, dar în alte comune, de exemplu unde am mers, vă dați seama când foștii PNL-iști au avut 10 membri și foștii PDL 3, sau invers, foștii PDL-iști au trebuit să pună 10 și anoștii 3. Și chiar aveau o organizație bună și mare și astea, dar astea sunt regulile pe județ. Grosomodo, noi avem 24 de primari, fostul PDL era 24 de primari, de se cam închide, iar restul comunelor iar la fel se cam închid. Municipiile, iar și în biroul județean, fostul PDL are cu un singur membru mai mult decât fostul PNL. Dar, cum vă zicea și Cristi, toate aceste lucruri au fost gândite la nivel național să nu apară disensiuni și aici vă spun și de ce. Că de acum trebuie lămurite, că mai avem un an pe alegeri. Nici pe Mihai se pleca, vă spun clar și deschis și fără să mă ascund, nu l-au dorit, să zic, toți la Consiliul Județean. Cât fostul PDL avea 12 consilieri județeni și fostul PNL avea 6. Dar dacă asta a fost regula și s-a numit numai debate, l-au acceptat, m-au votat, mă vor vota în continuare, în următoarea că o să discutăm și despre situația la Consiliul Județean, o să vă spun, mă vor susține în continuare pe această regulă și în 2016 va fi aceeași regulă. Fostul PDL poate va lua primăria, fostul PNL va lua Consiliul Județean, iar lista de consilieri județeni, lista de deputați și așa ajung și până la noastră aici în comun, că până la urmă fiecare îl dore în primul rând ceea ce e la el. Să știți că nu vor fi nicio problemă, deci cum vă spunea și Cristi și zicea foarte bine, nu se va întâlni acest birou să decidă așa lista. Tot în urma unor criterii care vor fi făcute de la Biroul Național și Biroul Județean, vor veni criteriile în comune și va fi ca și vechiul nostru USL. Adică să zicem, noi avem 5 consilieri, voi ați avut 5 consilieri. Se va merge unul la unul. Va începe lista unde are primarul fostul PNL, să zic, sau fostul PNL lista de ăstea. Și atunci pe locurile 1, 3, 5, 7, 9, se va retrage fostul PNL, cum v-a zis Cristi și va zice, îl punem pe Popescu, Georgescu pe locurile alea, iar pe locurile 2, 4, 6, 8, 10, 12, ce? Vechiul PDL, să zicem, va numi oamenii ei. Deci nu acest birou, ca să știți și noastră, să știți, nu vor ieși diferențe, bă, ăștia au mai mult decât noi cu unul și ne schimbă, ne dau jos, sau dat, în alte comune pediștii au mai mult și dau jos pe vechi liberal. Deci de asta s-a și creat, că aici vă explica foarte bine Cristi lucrul ăsta, s-a creat până în 2017 să nu fie alegeri interne în organizație. Și în 2016 se va duce iar la fel pe anumite reguli. Așa vor cădea și la pace și în câmpia, vor sta la, se va discuta și se va discuta, oameni, cine e cel mai bun în sondaj, va merge la primărie, să zic. Da, va merge, nu dau nume, Popescu, eu, se pleca, glumesc. Și după aceea se va veni, se va vedea câți consilieri au avut vechiul PDL, câți au avut PDL-ul, cum se vor veni pe liste. Dar nu înseamnă dacă la câmpia parcă Dorina avea cu un om mai mult, nu? În birou, parcă așa e. Da. Nu înseamnă că gata, ei au un vot mai mult, vor vota și nu mai există niciun PDL-ist. Deci nu va fi chestia asta, ca să știți și aici și în alte comune, PNL-ul și PDL-ul și actualul PNL va merge, va fuziona pe locurile care se cuvin, bineînțeles, eligibile fostului PNL sau fostului PDL, dumneavoastră separat veți alege și veți spune, veți nominaliza acești oameni. Și așa se va ajunge și la deputați, așa va fi și la consilier local, consilier județeni.